Mulțumită specialiștilor, muzica și folclorul românesc dăinuie de veacuri pe tărâmul României și tot muzicologii și etnomuzicologii sunt de acord cu ideea conform căreia un popor fără folclor este unul fără istorie. Esența existenței folclorului a fost interesant explicată și corelată cu istoria de profesorul giurgiuvean Aurel Mustățea. Transmiterea orală a obiceiurilor și a cântecului ca atare, plecăm de la doină, baladă, sau cu toate genurile posibile, transmise oral, sunt mult mai puternice decât o istorie adevărată. Aici este esența existenței de-a lungul timpului. Despre tendințele manifestate în folclor, profesorul Mustățea vine cu ipoteze interesante. Folclorul suferă anumite transformări de-a lungul istoriei, dar asta nu înseamnă că dispare. Au fost teoreticieni străini, de talie mondială, compozitori, muzicologi, filozofi, și au încercat să spună la un moment dat, nu dau nume pentru că nu e cazul, au încercat să spună că poporul care își păstrează cu asiduitate folclorul devine un popor incult, necivilizat. În ciuda unor particularități ale muzicii populare actuale, precum limbajul sărac sau tendința de manelizare, profesorul giurgiuvean crede în viitorul folclorului tradițional, chiar dacă la o anumită perioadă de timp se impune o împrospătare a acestuia. Eu cred în viitorul folclorului, adică și cred, și am să fac o mică speculație. Folclorul trebuie cules cel puțin la 70 de ani.